Ne bucurăm să fim în casa lui Dumnezeu în această seară. Mă bucur că v-ați făcut timp să veniți la închinare, pentru că subiectul pe care îl vom studia în această seară este unul extrem de important. Vom continua să studiem din cartea Apocalipsa și chiar vă invit să deschidem împreună Biblia la Apocalipsa, capitolul 12, începând cu versetul 1. Așadar, Apocalipsa, capitolul 12, de la versetul 1, pagina 1214, Biblia zice așa: În cer s-a arătat un semn mare. O femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Pentru cei care studiază cartea Apocalipsa, la un moment dat, orice student al Bibliei ajunge să se împotmolească la ceva interpretări. Auzi, o femeie învăluită în soare. Și noi, ca să înțelegem, o să clarificăm puțin în această seară ce înseamnă anumite lucruri, ca să le putem pune așa cap la cap, ca un puzzle, ca să ne iasă imaginea completă. Ce este femeia în Biblie? Femeia. Femeia despre care vorbește aici Ioan, așa cum zicea sora Mărioara, este biserica. La 2 Corinteni 11 cu 2, haideți să ne uităm. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2. Iată ce zice Apostolul Pavel. Da? Pavel este cel care scrie. 2 Corinteni 11 cu 2, pagina 1135. Biblia zice așa: Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Ce este biserica pe care Pavel vrea să o înfățișeze înaintea lui Hristos? Ca o fecioară curată. Așadar, femeia care este biserica. Și o să vedeți de ce ceea ce noi studiem în această seară are multă logică. Da? Apostolul Pavel vrea să înfățișeze biserica ca pe o fecioară curată înaintea lui Hristos, după cum se mai folosește în cartea Apocalipsa, dar și în cartea Ioan, Domnul Iisus este comparat cu un mire. Da? Cu un mire. Iar poporul său de pe pământ este comparată cu o biserică. Biblia zice, în cer s-a arătat un semn mare. O femeie învăluită în soare, da, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. La Psalmul 84, haideți să mergem puțin până în psalm. Nu o să abordăm fiecare cuvânt în parte, că ne-ar lua foarte mult timp, dar măcar esențialul ca să putem înțelege. Psalmul 84, da? Cu versetul 11 citim. Căci Domnul Dumnezeu, pagina 603. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Zice că această femeie este învăluită în soare. Psalmistul zice, Domnul Dumnezeu este un soare. Această femeie este învăluită în soare. Această biserică este ascunsă în Dumnezeu, învăluită în soare. Am priceput? Deci, femeia, da, care este un simbol al bisericii, biserica este învăluită în soare, adică ascunsă în Dumnezeu. Așa după cum zice Psalmul 91, cel ce se odihnește la umbra celui atotputernic. Da. La umbra celui atotputernic. Femeia despre care se vorbește aici este Biserica lui Dumnezeu. Ea are o cunună de 12 stele pe cap. Dacă în Vechiul Testament, cifra 12 în Vechiul Testament vorbea despre seminții, cele 12 seminții,
În Noul Testament, aceeași biserică a lui Dumnezeu are tot 12, dar ce? Apostoli, sigur că da. Apostoli. De aceea zice cuvântul lui Dumnezeu că femeia, da, are o cunună cu 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durele nașterii și avea un mare chin ca să nască. Cineva s-aduce imediat cu gândul, pentru că o să vedeți de ce, că ar fi vorba despre Maria, mama Domnului Iisus Hristos. Dar nu! Profeția din Apocalipsa, capitolul 12, vorbește despre biserică. Din biserica lui Dumnezeu urma să se nască Mesia. Da? Prima făgăduință pe care Dumnezeu a așezat-o în Sfânta Scriptură a fost după căderea în păcat, și anume Geneza la capitolul 3, versetul 15, unde zice: vrăjmășie voi pune între tine și femeie. Vorbește Dumnezeu cu Satan, șarpele. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta, sămânța femeii, îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Domnul Hristos, prin crucificare, a ajuns să fie zdrobit. Da? Călcâiile au fost zdrobite. Dar capul șarpelui, capul satanei, urma să fie zdrobit într-un mod definitiv, pentru că Domnul Hristos a venit pentru ca păcatul să fie eradicat cu rădăcină și ramură. Adică și cu demoni și cu diavolul însuși. Da? Cuvântul zice că femeia era însărcinată și țipa în durere nașterii și avea un mare chin ca să nască. Urma să se nască din biserica lui Hristos, din biserica lui Dumnezeu, urma să se nască Mesia sau Hristos, după cum noi știm. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Știți ce este interesant? Că oamenii se joacă cu acest balaur. Vreau să vă spun, dragii mei, în această seară, că dacă vă duceți în București la cel mai mare magazin, înainte se numea Europa, de unde se aproviziona toate magazinele din România. Este cel mai mare angro din România. Da? Dacă înainte el se numea Europa, pe vremea când aveam vreo 20 de ani și mergeam să mă îmbrac, stăteam în Dâmbovița, eram aproape la 100 de kilometri, și mergeam să-mi cumpăr din Europa, pe motiv că erau mai ieftine, erau mai bune, puteai să-ți iei la prima mână, să-ți alegi că era varietate mai mare și așa mai departe. Astăzi nu se mai numește Europa. Astăzi știți cum se numește cel mai mare magazin din România? Dragonul Roșu. Și este imaginea aceasta din Apocalipsa. Dragonul Roșu, un balaur cu 7 capete, adică o imagine a lui Lucifer, a diavolului. Ca să înțeleagă toată lumea, deși nu toată lumea pricepe, ne ducem la Dragonul Roșu să ne cumpărăm, ca să priceapă toată lumea sub cine stă întreaga lume. Cine este de fapt stăpânul lumii acesteia? După cum spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 30, vine stăpânitorul lumii acesteia. El nu are nimic în mine. În oameni putea să găsească ceva, dar în el nu. Vine stăpânitorul lumii acesteia. Despre Satan era vorba. Acest balaur s-a arătat tot în cer, da? Un alt semn. Un mare balaur roșu. De ce are culoarea roșie? De ce nu este negru? Pentru că oamenii își imaginează că Satana este de culoare. Nu se gândește nimeni că ar fi roșu, albastru sau galben. Dar lumea crede că este negru. Diavolul cu coarne, cu copite, cu coadă, cu fantezii, povești. Nu este adevărat că Satana ar avea coarne, copite, coadă. Nu are așa ceva, dragii mei. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, descoperim că a fost cel mai frumos înger creat. N-are nimic din... Da? De ce totuși, atunci când îl vede Ioan, prin descriere zice că el este de culoare roșie? Și de ce este de culoare roșie? Datorită sângelui pe care l-a vărsat de-a lungul secolelor, mileniilor, acest balaur a ucis milioane și milioane și miliarde de oameni. De aceea zice că balaurul acesta roșu, cu 7 capete și 10 coarne, are și 7 cununi împărătești. Să știți că în Apocalipsa, capitolul 12, dragii mei, balaurul acesta, hai să scriu aici balaurul, deși trebuie să fie scris un pic altfel, balaurul reprezintă două lucruri. Odată îl reprezintă pe Satana, după cum noi și o să vedem imediat,
pe Satana. Dar să știți că în contextul acesta mai reprezintă imperiul de care se folosește ca să prigonească venirea lui Mesia. Ce imperiu era când a venit Domnul Iisus Hristos? Imperiul Roman. Dacă în vechime Satana s-a folosit de Imperiul Roman să-l persecute pe Hristos, să-l ducă la moarte, la sfârșitul istoriei acestui pământ, după cum noi am studiat și în sabatul trecut, vorbim despre Roma care va persecuta poporul lui Dumnezeu la vremea sfârșitului. Da? Deci din nou același imperiu metamorfozat, nu mai este Imperiul Roman păgân, nu mai sunt soldații aceia, este o biserică ce pretinde că este a lui Dumnezeu și așa mai departe, dar care va da pe poporul lui Dumnezeu în final la moarte, după cum pe vremea romanilor a fost dat Iisus Hristos la moarte cu aprobarea lui Pilat. Balaur l-a stat înaintea femeii. Am sărit versetul 4. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului. Balaurul acesta trage după el stelele cerului, cu coada. Vă mai amintiți că noi am mai studiat ce reprezintă coada? Ce reprezintă coada? Haideți să ne uităm în Isaia, capitolul 9, în Isaia, la capitolul 9, versetul 15. Isaia, capitolul 9, cu versetul 15, Biblia ne spune ce reprezintă coada cu care Satana trage după el a treia parte din stelele cerului. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pagina 689. Bătrânul și dregătorul sunt capul și prorocul care învață pe oameni minciuni este coada. Da? Minciuna este coada. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune coada cu care Satana trage după el este minciuna. Minciuna. Știți ce li s-a propus îngerilor din partea lui Lucifer în ceruri? Că vor avea libertate. Că vor avea libertate să facă ce vor, să gândească cum vor. Pentru că Dumnezeu n-ar trebui să aibă niște legi fixe. Ar trebui ca oamenii să fie liberi, îngerii să fie liberi, să facă ce vor. Pentru că ei au rațiune, sunt inteligenți și pot să facă ce vor. Erau de fapt mințiți. E ca și cum nouă ni se spune astăzi, ca și cum ne insinuează încă, mai ales de la tinerețe, că poți să faci ce vrei, poți să trăiești cum vrei, că n-ai nicio problemă. Ați studiat lecțiunea pentru mâine. Ați văzut care este consecința de la păcat la ce se trece imediat? Păcatul duce imediat la moarte. Păcatul duce imediat la moarte. Sunt consecințe care nimeni nu le poate schimba. Dumnezeu a lăsat niște legi ale sănătății, legi fixe, pe care noi unii am vrea să le schimbăm după ce păcătuim. Când cineva a păcătuit, legile lui Dumnezeu nu se pot schimba pentru că noi am păcătuit și am vrea să schimbăm. Înțelegem? Coada despre care vorbește Apocalipsa, capitolul 12, este minciuna. Cu coada trăgea după el ce anume? A treia parte din stelele cerului. În Iov, capitolul 38, versetul 7, în Iov 38, cu versetul 7, Biblia ne spune ce sunt stelele cerului. Haideți să ne uităm. În Iov, capitolul 38, cu versetul 7, vă dau imediat și pagina. Biblia zice așa. Atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie. Păi noi am crezut că stelele sunt stelele de pe cer și că pe asta l-a tras Satana după el. Nu! Zice că stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie, străluceau. Cine cânta în ceruri? Cine cântă în prezența lui Dumnezeu? Îngerii, sigur că da. Și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Așadar, Satana a tras după el a treia parte din stelele cerului. Ia uitați, frații mei, ca să înțelegem. O parte, două părți, trei părți. Satana a tras după el a treia parte. Înțelegem? Adică să ne imaginăm, facem așa un exercițiu de imaginație. Dacă Dumnezeu ar avea 75 de miliarde de îngeri, câți a tras după el?
O treime, a treia parte. 25 de miliarde a plecat cu Satana. Iar dublu a rămas cu Dumnezeu. Satana trăgea după el a treia parte din stelele cerului, cu ce anume? Cu minciuna. Știți cu ce a venit Satana în grădina Eden? Hotărât că nu veți muri. Ce era? O minciună. Cu ce vine Satana la noi când ne determină să păcătuim? Vreau să vă spun ceva, dragii mei. Dacă noi am murit în secunda 2 după ce am păcătuit, noi n-am mai păcătuit niciunul. Nu știu dacă m-ați înțeles. Dacă noi am murit în secunda 2 după ce am păcătuit, nu am mai păcătuit niciunul. Vreau să vă dau un exemplu. Pe vremea lui David, după ce a păcătuit cu Batșeba, i-a luat nevasta lui Urie și știm ce s-a întâmplat, da? I-a luat nevasta lui Urie, a venit prorocul Natan la el și i-a zis. I-a spus o istorioară, vă amintiți? Despre un om bogat care avea o mulțime de oițe, cum zice sora, iar vecinul lui de vis-a-vis n-avea decât o singură mielușa. Când a venit un călător pe la omul cel bogat, nu s-a îndurat să taie din turma lui nimic, ci s-a dus și a luat mielușaua vecinului care era singură, ce avea o singură mielușa, cu ea dormea, cu ea mânca, mânca din aceeași bucată de pâine, bea din același pahar de apă, s-a dus și a luat mielușaua și a gătit-o și a dat-o. Și David s-a indignat și a zis, cum, omul acela este vrednic de moarte. Și se dea înapoi de 4 ori, că așa spune legea. Se dea înapoi de 4 ori, împătrit. Și atunci Natan a întins mâna solemn spre cer și a zis, tu ești omul acela. Vrednic de moarte. Și ce a zis David în momentul acela? Am păcătuit. Vreau să știți în această ocazie, dacă aveți curiozitate să citiți Spiritul Profetic, dacă David nu ar fi zis, am păcătuit, cu părere de rău pentru ceea ce a făcut, ar fi murit pentru păcatul lui. Pentru că plata păcatului este moartea. Plata păcatului este moartea. Satana vine să ne înșele. Vine să ne înșele. Da? Spuneam că el a tras cu coada a treia parte din stelele cerului, mințind. Pe Adam și Eva i-a mințit în grădina Eden. La noi vine și ne minte. Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 44, ne spune că Satana este mincinos și tatăl minciunii. Și ce se întâmplă? Când Satana este mincinos și tatăl minciunii, bun, Satana este mincinos, ar trebui ca oamenii să nu fie mincinoși. Dar cum ne explicăm noi că minciuna o găsim și la noi? La creștini uneori găsești minciuna, că mint. Vă place să fiți mințiți? Deci atât de importantă minciuna încât Dumnezeu a lăsat o poruncă expres pentru treaba asta. Să nu minți, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Pentru că deja începem să ne asemănăm cu cel mincinos, cu tatăl minciunii. Vreau să vă spun că săptămâna aceasta studiam ceva și mi-a tot venit în minte că ar trebui sabatul acesta să vorbesc despre faptul că Dumnezeu vrea să ne asemănăm cu El, nu cu Satana. Pentru că știi ce se întâmplă? Te uiți așa într-o familie care are și copii, te uiți la ei, te uiți la copii și la un moment dat zici, bă, cum se comportă copilul ăsta? Pe taică s-o seamănă. Pe taică s-o seamănă. Bă, cum se comportă copilul ăsta? Cu maică s-o seamănă. Adică totdeauna cineva face niște asocieri și spune că semeni cu cineva. Când se uită cineva la noi, zice, bă, oamenii ăștia seamănă cu Dumnezeu. Iubesc, iartă, sunt miloși, ajută. Sau invers. Bă, oamenii ăștia nu seamănă deloc ca creștini. Fură, minte, înșală. Înțelegeți? Oamenii stau și privesc la noi și vor să vadă cu cine semănăm. Dumnezeu și El să se uite din cer la noi să vadă cu cine vrem să ne asemănăm. Spune Apostol Pavel că, de fapt, în lupta creștinului urcăm până ajungem la plinătatea experienței noastre, care este Hristos. Ca să ajungem la Cel ce este capul, zice El, Hristos. Ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Și ce mă gândeam săptămâna asta când studiam? Chiar mă gândeam într-o seară înainte să mă pun la somn. Astăzi, cu cine m-am asemănat eu în caracter? Săptămâna asta, cu cine m-am asemănat eu în caracter? Pentru că nu avem decât două variante. Ne asemănăm cu tata sau ne asemănăm cu tatăl minciunii. Ne asemănăm ori cu unul, ori cu celălalt. Nu putem să fim neutri. Cu cine ne asemănăm? Și știți la ce m-am gândit? La faptul că timpul acesta pe care îl avem,
zile, săptămâni, luni, uneori ani, avem un timp în care începem să ne asemănăm tot mai mult. Și când se va termina firul vieții noastre, la final noi ne asemănăm tare de tot cu cineva. Și toți oamenii care au murit pe fața pământului și au ajuns în cimitire, toți oamenii aceia au ajuns la finalul vieții lor să semene cu cineva. Cu Hristos sau cu Tatăl minciunii. Satan a tăgeat după el la treia parte din stelele cerului. Le-a aruncat pe pământ, da? A înșelat pe îngeri. Balaur l-a stat înaintea femeii care stătea să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. I-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. Pe cine a născut? Pe Mesia, pe Domnul Hristos, da? El are să cărmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Să știți că aici nu este vorba despre plecarea Domnului Hristos la cer, ci este vorba despre protecția lui Dumnezeu atunci când s-a născut Domnul Hristos, a trebuit să fugă împreună cu Iosif și Maria unde? În Egipt, pentru un timp. A fugit în Egipt. Dumnezeu a intervenit imediat. În cartea Viața lui Iisus, scrisă de Ellen White, spune că Dumnezeu a hotărât la nașterea Domnului Iisus Hristos să locrotească tot timpul vieții, pe noi ne ocrotește tot timpul un înger. Pe el l-au ocrotit doi. Doi îngeri de la naștere până când a murit pe cruce au stat și l-au ocrotit tot timpul. Cum ne ocrotesc pe noi, așa l-au ocrotit pe Domnul Hristos. Pentru ca planul de mântuire să fie dus la capăt. Să știți că îngerii nu l-au ocrotit ca să nu cadă în păcat. A avut doi îngeri, de-aia n-a păcătuit. A avut mai mult Duh Sfânt, el de-aia n-a păcătuit. Nu. Nu, ci l-au ocrotit pentru ca planul să fie dus la bun sfârșit, pentru ca viclenia oamenilor determinată de Satana să nu ducă la oprirea planului de mântuire înainte să ajungă la final. Amintiți-vă când la un moment dat le-a predicat și i-au luat pietre și au spus: "Ai drac!" Și l-au luat, l-au dus pe sprinceana muntelui, zice, acolo să-l arunce. Dar el s-a făcut nevăzut dintre ei și a plecat. Deci de mai multe ori înainte să se încheie, Satana a încercat să ia viața. După cum și noi poate că am putea să punctăm anumite momente din viața noastră unde Satana ar încerca să ne ia viața și totuși am rămas cu viață. Eu cel puțin aș putea să-mi pun câteva momente când trebuia să nu mai fiu. Prin înnec, prin accidente, prin situații multiple. Și cu toate astea Dumnezeu a hotărât ca încă să mai fiu în viață. După cum poate cu siguranță este și cazul dumneavoastră. Femeia a fugit în pustiu într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănită acolo. Și de aici se trece la o altă etapă, spune că femeia a fugit. Deci nu Hristos acum, dar femeia. A fugit într-un loc ca să fie hrănită acolo cât timp? 1260 de zile, care înseamnă, din punct de vedere profetic, ani. 1260 de ani. O persecuție împotriva Bisericii lui Dumnezeu de 1260 de ani. Nu este străin pentru noastră, pentru că ați auzit, cred că cel puțin de 10 ori, tema aceasta. O persecuție care deriva din Biserica Romei, vorbim despre Roma păgână, care mai târziu a devenit Roma papală, după cum am spus mai devreme, da? O persecuție a poporului Dumnezeu de 1260 de ani. M-aș vrea să vă întreb ceva. Dacă vă spuneam mai devreme că Imperiul Roman reprezintă balaurul, dar și Satana este reprezentat de balaur, da? Și Imperiul Roman și Satana. Dacă Imperiul Roman a persecutat Biserica lui Dumnezeu și Roma papală a persecutat Biserica lui Dumnezeu, ultima bătălie cum credeți că va fi? Dacă 1260 de ani de persecuție, perioada Evului Mediu întunecat, oricine ar avea curiozitate să citească, să vadă ce s-a întâmplat în perioada aceasta, când Biblia erau arse, oamenii erau puși pe ruguri, erau martirizați, nimeni nu mai avea voie să creadă în Iisus Hristos ca Mesia, nu putea să creadă în El ca mijlocitor între Dumnezeu și oameni, pentru că preotul era mijlocitor între Dumnezeu și oameni și așa mai departe. Cuvântul însă zice că deși femeia a fugit în pustie, Dumnezeu i-a pregătit acolo un loc. Adică în timp ce Satana și-a dorit ca să dispară în mod complet femeia, adică biserica, de-a lungul perioadei. 1260 de ani de persecuție e puțin, un mileniu și ceva e puțin, 1260 de ani. Pentru că în Biblie o zi este egală cu un an, conform cu Ezechiel și cu Exod.
Cuvântul însă merge mai departe și spune: și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerul lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerul lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Satana, noi ne uităm astăzi la știri și vedem că e război, ne îngrozim. Cel puțin acum parcă am început să ne aclimatizăm. A, e război, e acolo, e la ei, nu-i la noi. Refugiați au fost, parcă ne-am cam liniștit și cu trimis la ajutoare și cu dusul în bamă, așa mai departe, că te obișnuiești. Primul care a avut în minte gândul de a face război, știi cine a fost? Lucifer. El primul s-a gândit să facă război. Și războiul a pornit, nu vă vine să credeți, la tronul lui Dumnezeu. Dacă imaginați-vă că aici în față, la amvon, ar fi tronul lui Dumnezeu, unde stă Dumnezeu însuși. Cel mai apropiat de divinitate, știți cine a fost dintre îngeri? Lucifer. El s-a gândit să declanșeze război aici, la tronul lui Dumnezeu. Prin neascultare. Prin neascultare, prin nesupunere. Mereu vorbim și în biserică despre ascultare și despre supunere. Noi nu vrem să ne supunem. Dumnezeu este peste toți îngerii. Dumnezeu este peste toate lumile căzute sau necăzute în păcat. Dumnezeu este și peste pământul nostru. Dumnezeu este stăpân, este suveran. Satana s-a gândit să facă război în cer. Mihail, care este un alt nume al Domnului Hristos și îngerului, s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerului s-au luptat și ei. Cineva își imaginează că fiecare și-a scos săbile și au început să lupte și mai tare au fost ei pentru că au fost de două ori mai mulți. Nu! Lupta care s-a dat în cerul, dragii mei, este aceeași luptă care se dă în mintea dumneavoastră. A fost o luptă ideologică. O luptă în care de partea cui te pui? Există o carte pe care o scrie Ellen White, eu vă recomand să o citiți dacă n-ați știut-o, se numește Experiențe și viziuni. Unde Ellen White are o viziune de la Dumnezeu, are mai multe pentru că de-aia se și numește cartea așa. Și spune că la un moment dat, deci imaginați-vă câți îngeri am zis că sunt toți. Hai să nu punem 75, că ne încurcăm puțin, să punem 90 de miliarde, că e mai ușor. 30, 60, 90, bine? 30, 60, să zicem așa, ar fi 30, 60, 90 de miliarde de îngeri ar avea Dumnezeu. Nu are atâția, că eu nu știu câți are, nu i-a numărat nimeni. Biblia vorbește despre mii și mii. Și de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii, deci nu era termen de comparație. Însă vreau să dau niște cifre ca să ne imaginăm ceva. Dacă ar fi 30 de miliarde de îngeri, cu 30 și cu 30, ca să putem împărți și în două, de-aia am făcut treaba asta. Spune în cartea despre care am zis mai devreme că la un moment dat, coada Satanei, care nu era o coadă fizică, ci era, am scris, ce era? Minciuna. Minciuna era așa de puternic răspândită în cer din partea lui Lucifer și de acum așa acoliților lui care propaga minciuna tot mai încolo ca valurile care se duc spre mal, într-un lac, până într-acolo încât zice Ellen White că aproape jumătate din îngeri trecuse de partea lui Lucifer. Iar el a sperat să-i tragă pe toți. Aproape jumătate din ei trecuseră de partea lui. Până într-o zi când Dumnezeu a zis, asta va fi ultima zi în cer. A venit momentul ca fiecare să se decidă, pentru că de astăzi se va pleca din cer. Și se va pleca definitiv. La, cum să numesc, consiliu, întâlnire. La această întâlnire a miliarde de îngeri, unde Dumnezeu era prezent, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și unde Lucifer era și El prezent, a fost deconspirate planurile Lui. I s-a dovedit pas cu pas punctual că este un înșelător și i s-a descoperit că este greșit. A văzut că este greșit. Cuvântul spune că momentul în care a înțeles că este greșit avea două variante. Una, să recunoască că este greșit, să se umilească, să-și ceară iertare și să rămână în grația lui Dumnezeu, sau să se împotrivească, să se încăpățâneze și să meargă mai departe, să se transforme din Lucifer în diavol, adică împotrivitorul lui Dumnezeu. Și Satan a ales a doua variantă. Nu s-a putut umili. Mândria nu l-a lăsat să umilească. Aproape jumătate din îngeri, adică am zice noi, 30, 60, 90, câți? Aproape 45 de miliarde de îngeri. Zic, când a venit momentul decisiv, când fiecare trebuie să hotărască, când ultimele mișcări, este războiul din cer, s-a făcut război în cer. Mihail a spus părerea lui, Lucifer și-a spus părerea lui și apoi Dumnezeu a avut ultimul cuvânt. De astăzi se va pleca din cer.
definitiv, hotărâți-vă fiecare. După cum și în viața noastră va veni un ultim moment al hotărârii finale, dragii mei. Și atunci când s-au făcut ultimele mișcări și cu Lucifer au rămas o treime. Am zice noi 30 de miliarde pentru că 60 a rămas cu Dumnezeu. Ca idee. Deci, la un moment dat, îngerii au zis, totuși, până acum a fost bine. Nu sunt motive la orizont ca să plecăm cu tine. Nu putem să mergem acolo. Și împotrivirea și răzvrătirea, cuvântul zice, cum s-a finalizat. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, șarpele cel vechi. De ce este vechi? Că-i de mult. Șarpele cel vechi nu este învechit că nu mai are valoare și a pierdut mintea, nu. Ci în sensul că este de mult. Este o altă comparație, un grad de comparație, cum se vorbește în cartea Daniel despre Dumnezeu și este numit un îmbătrânit de zile. Da? Care avea părul alb. Este o metaforă, este un fel de a spune că Dumnezeu vine de mult. Vine din totdeauna. Biblia zice că El vine din veșnicie. Din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Este undeva un verset în Scriptură unde zice și anii tăi nu se vor sfârși. Anii lui Dumnezeu nu se vor sfârși niciodată. Îngerii care au ales să rămână loia lui Dumnezeu au ales ca anii lor să nu se sfârșească niciodată. Și mântuiți oamenii care îl vor alege pe Dumnezeu vor alege să trăiască și cu îngerii. Vor trăi cât va trăi Dumnezeu. Și anii lor nu se vor sfârși niciodată. Cuvântul spune, balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul Satana, acela care înșală întreaga lume a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Balaurul care înșală întreaga lume. Iată cât de mulți oameni sunt înșelați, Biblia zice, întreaga lume. Cu alte cuvinte, nimeni nu a scăpat să nu fie înșelat. Fiecare om care a păcătuit măcar o dată a fost înșelat de Satana. Acesta înșală întreaga lume și l-a fost aruncat pe pământ. Vreau să spun ceva despre aruncarea pe pământ. Sunt oameni care au mai studiat Biblia și chiar Apocalipsa. Sunt oameni care, este normal, își pun întrebări, oamenii gândesc. Chiar mi-a zis la un moment dat cineva, un tânăr mi-a zis la un moment dat, dar de ce Dumnezeu l-a aruncat pe Satana pe pământ? Nu putea să-l arunce în altă parte? Cu alte cuvinte era întrebarea, că de ce l-a aruncat în capul nostru? Nu putea să-l arunce în altă parte? Ar trebui să știm, nu mai mut imaginea, că vreau să rămânem cu ea în minte, nu mai mut pagina, deși vreau să vă mai desenez ceva. Aș vrea să știm, fraților, că momentul în care Satana s-a răzvătit împotriva lui Dumnezeu, când noi am studiat, și când îngerii cerei au fost aruncați împreună cu Lucifer, nu au fost aruncați pe pământ în capul nostru. Că era creat Adam și Eva și acum dă-i acolo peste ei și așa vor păcătui și ei mai târziu. Nu! Nu! Dacă vom avea curiozitatea să studiem un pic mai mult, dacă, de exemplu, am aprofundat cartea Iov, capitolul 1 măcar, vom descoperi că înaintea lui Dumnezeu, din timp în timp, veneau reprezentanții planetelor să se închine înaintea lui. Biblia zice, Fiul lui Dumnezeu a venit să se închine înaintea lui. Fiul lui Dumnezeu. Și cine erau Fiul lui Dumnezeu? Reprezentanții planetelor necăzute în păcat. Deci mai sunt alte planete necăzute în păcat. Din partea Pământului ar fi trebuit să se prezinte înaintea lui Dumnezeu cine normal? Adam. Dar pentru că Adam a fost și el înșelat de Satana, în locul lui Adam, în prezența lui Dumnezeu, s-a dus cine acum, credeți? Satana, sigur că da. De unde? V-am amintit că am mai vorbit noi altă dată despre momentul acesta când îi zguduie viața lui Iov, Satana. Ei bine, Satana a avut acces să meargă pe o planetă, pe alta, pe alta, pe alta, pe alta, pe pământ. Adică pe fiecare planetă Dumnezeu a pus un pom oprit, un pom interzis. După cum găsim în Biblie, da, în Geneza capitolul 2, Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul acesta, din pomul oprit, să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, te vei muta în tabără cu el. Vei trece de partea Satanei. Vei deveni și tu răzvrătit, împotrivitor. Să nu mănânci. Satana a mers și a bătut, dragii mei, a bătut la ușa fiecărei lumi. S-a dus la unii, a încercat, n-a mers. A dus la unii, a încercat, n-a mers. N-a mers. A mers la noi. De avem drama pe pământul acesta, a morții și a păcatului. Singura planetă unde a fost primit Satana, că au fost înșelați reprezentanții planetei, a fost Adam și Eva, pământul. Nu l-a aruncat nimeni în cap. Și pentru că
A încercat acolo și n-a funcționat. Și a funcționat la noi, Satana și-a mutat reședința de acolo, de la tronul lui Dumnezeu, care era Lucifer, adică un înger strălucitor, s-a transformat în demon, în diavol, cum a spus mai devreme, în împotrivitorul lui Dumnezeu, cu reședința pe pământ. Și de aici lupta împotriva lui Dumnezeu. Cum a fost foarte simplu să lupte? Adunându-și acoliți. Adică strângând mereu dintre oameni, strângând rândurile lor în rândurile lui. Oameni care au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cu perspectiva vieții veșnice, au fost creați să se asemene cu Dumnezeu și ei se aseamănă cu cine? Cu cine ne asemănăm noi în fiecare zi? Când vorbim așa, privim așa, gândim așa, trăim așa, ne asemănăm în fiecare zi. În fiecare zi din viața noastră, dragii mei, în fiecare din viața noastră, ne asemănăm cu Tatăl din ceruri sau cu Tatăl minciunii. În fiecare zi. Prin ce facem, prin ce vorbim, prin ce gândim, prin toate elementele mărunte și mari ale vieții noastre, prin tot ce constituie viața noastră, ne asemănăm cu Dumnezeu sau cu cel rău. Știți când va veni Domnul Iisus pe pământ? Știți când va veni Domnul Iisus pe pământ? Atunci când fiecare om va fi decis de partea cui se va pune și cu cine se va asemăna. Când priveai la ucenici pe vremea când Domnul Iisus i-a luat, erau războinici, erau cu sabie, după, erau fii tunetului, erau gata să lovească, erau gata să taie, erau gata să certe, erau gata să coboare foc din cer. Pe măsură ce a trecut timpul și au fost mereu și mereu călăuziți de Duhul Sfânt, au fost mereu și mereu transformați de puterea lui Dumnezeu, au ajuns în final, când ne uităm la scrierile lui Ioan, scrierile lui Matei, la scrierile lui Pavel, să vedem când vorbesc oamenii aceștia sub inspirația Duhului Sfânt și când se scrie despre ei și despre viața lor, au ajuns să se asemene cu Domnul vieții lor. Bătălia noastră, dragii mei, nu este în cer. Aia a avut loc. Bătălia noastră nu este în Ucraina, nici nu e vorba despre noi acolo. Bătălia noastră este în fiecare zi cu cine ne asemănăm. Pentru că Biblia zice că Satana înșală întreaga lume. Și spune cuvântul mai departe. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui. Pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea lui Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Cum este numit Satana? Părâșul. Părâșul fraților noștri. Știți ce face Satana? Zi de zi, demonii aceștia, care sunt o mulțime, amintiți-vă că erau oameni posedați, un singur om posedați cu mii de demoni, care îi stăpâneau mintea, viața, voința, inima, trupul, totul. Nu mai puteau să scape, dacă nu intervenea Domnul Hristos să scape. Și gândiți-vă câți oameni au murit demonizați, că nu i-a mai scăpat nimeni. Știți care este scopul Satanei zi de zi? Tot timpul se străduiește ca noi să păcătuim. Pentru că în secunda, doi, după ce noi am păcătuit, să prezintă înaintea lui Dumnezeu, să spună el, ia, acolo în ceruri, să-mi ia mie locul, ei să ducă în împărăția ta, tu ai pregătit locul acela pentru ei să-i duci, uite ce fac. Și ei vin la biserică, spun că ei cântă, se roagă, uite ce fac, uite cum trăiesc. Ei sunt copiii tăi. Tu ești un Dumnezeu drept. Cum îi duci tu pe ei acolo când îi fac exact ce fac eu? Părâșul. Și în fiecare zi. În ceruri nu a fost o luptă în săbii și în scuturi. Dar știți ce zice Ellen White în cartea Viața lui Iisus? Că astăzi, pe pământ, când Îngerul Dumnezeu se luptă pentru ocrotirea noastră, există o luptă corp la corp pentru noi. Îngerii se luptă pentru noi. Îngerii intervin și împing pe cei răi. Au mult mai multă putere, pentru că cu ei este puterea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că atunci când noi alegem să păcătuim, îngerii buni care ne ocrotesc se retrag, se uită la noi când păcătuim și încep să plângă, pentru că ei nu pot interveni să ne ajute. Pentru că vede că noi am ales într-un mod intenționat să păcătuim. Și ei se retrag, se uită la noi și plâng. Pentru că i-am respins, i-am întors spatele lui Dumnezeu și am plecat să facem cu nesați păcatul. Și ei, deși au puterea să intervină, nu pot interveni. Și atunci demonii jubilează. Uite-i! Și îi batjocoresc, zice Ellen White. Îi batjocoresc. Uite, păi ce-i ocrotiți voi!
Uite ce fac, uite cum trăiesc. De aceea spune la un moment dat că dacă odată s-ar lua vălul acesta de pe ochii noștri și am vedea și noi puțin dincolo, eu la momentul ăsta vă văd pe dumneavoastră în sală, dumneavoastră mă vedeți pe mine. Dacă Dumnezeu ar da vălul acesta la o parte ca să vedem, cum a zis, vă amintiți cum a zis Elisei la Dumnezeu în rugăciune, când a venit și i-au înconjurat casa ca să pună mâna pe el, vă amintiți? Cum s-a rugat Elisei? A venit slujitorul lui pe nume Gehazi și a zis, vai, cum vom face? Au venit cu armata să pună mâna pe noi să ne distrugă. Și a ieșit și Elisei s-a uitat și ochiul lui de profet, că Dumnezeu a dat vârf la o parte, a văzut că în spatele tuturor soldaților, tuturor carilor, tuturor scuturilor, săbilor și suriților, era o armată imensă de îngeri pregătiți să intervină să scape pe omul lui Dumnezeu. Și a zis, Doamne, zice Elisei, te rog, deschide-i și lui ochii să vadă că mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Mai mulți sunt cu noi. Aș dori să vă spun, fraților, că deși mai mulți sunt cu noi, în momentul când noi alegem într-un mod deliberat păcatul, toți cei mulți care sunt cu noi se retrag și plâng, pentru că noi am ales să mergem pe drumul păcatului. De aceea noi în fiecare zi ne asemănăm cu tata sau cu tatăl minciunii. În fiecare zi ne pregătim pentru viața veșnică sau în fiecare zi ne pregătim pentru moartea definitivă. Cuvântul zice, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. 1260 de ani de persecuție papală împotriva bisericii. De ce n-a zis niciodată în generațiile acestea zeci de ani, sute de ani, iată o mie și ceva de ani? De ce n-a zis Biserica lui Hristos, dacă tot ne persecută atâta, renunțăm? Dacă tot s-a dat după noi, nu ne mai ducem, nu mai credem, nu ne mai rugăm, nu mai mergem la biserică, nu ne mai închinăm, renunțăm? Ei n-au renunțat. 1260 de ani de încercări ale diavolului să șteargă Biserica lui Dumnezeu de pe pământ și nu reușește. Pentru că spune cuvântul că ori de câte ori îi punea la martiriu pe creștini, punea unul pe rug, stăteau și se uitau 1000, 200, 300, 500, depinde de locuri, stăteau și se uitau cum mor oamenii aceia. Și când îi vedeau că ei mor cu pace în inimă, îi vedeau cum cântă când se aprinde focul pe rug, îi vedeau cum îl laudă pe Dumnezeu și cu plin de bucurie mureau în speranța învierii și a întâlnirii cu Dumnezeu, îi vedeau cum mureau în păcați, fericiți, îi vedeau în comparație cu alții pe care ai văzut-se murind, că mureau senini și plini de speranță, puneau pe rug unul. 10 dintre ei luau hotărârea să moară și ei ca el. Mai puneau pe rug unul. 10 dintre ei luau hotărârea să moară și el. Și Satana observa ceva. Că în timp ce persecuția se întindea, sângele curgea, martirii se mulțeau, creștinii dintr-o dată explodau. Mulțim și mulțim, mulțim și mulțim, tot mai mult și persecuția mai puternică și tot mai mult se trezeau. Pentru că îi vedea pe oamenii aceia că erau împăcați cu Dumnezeu și erau complet liniștiți în fața morții. Dacă ne uităm la anumite citate, de exemplu din cartea Tragedia Veacurilor, spune că ei se pregăteau ca pentru nuntă. Fetele, care nu fusese niciodată căsătorite și care iubeau pe Dumnezeu, în ziua când știau că trebuie să fie ucise, arse pe rug, alegeau să se îmbrace în alb, ca miresele. Și de ce? Pentru că vreau să dea viața, în ziua aceea, pe rug, celui pe care îl iubea cel mai mult. Mirele lor, mirele vieții lor, era Iisus Hristos. Erau îmbrăcate în alb, nu se atinsese niciodată un bărbat de ele. Și le mergeau să moară pentru Iisus Hristos. Alte fete când vedeau, veneau și ele, veneau și ele. Dar vreau să vă spun ceva. Noi nu ne place să vină timpul persecuției. Noi nu ne place să vină timpul prigoanei. Noi nu ne place să vină timpul să vină martiriul din nou, deși va veni 100% toate acestea. Vreau să vă spun că o să vedeți cu ochii dumneavoastră care o să îndrăzniți să rămâneți credincioși mai departe, în persecuție, în furtună, în prigoană, în lipsuri. O să vedeți o biserică curată, ca o fecioară curată. O să vedeți biserica lui Dumnezeu care va intra în furtună.
Și o să vedeți că furtuna aceasta, exact cum studiem noi la lecțiune, cuptorul încercărilor, o să vedeți că biserica asta lui Dumnezeu care va intra în furtună, va fi tot mai curată, tot mai frumoasă, tot mai strălucitoare. Oameni care vor uita de ei, oameni care vor trăi pentru alții, oameni care vor trăi pentru Dumnezeu, oameni care vor muri pentru Dumnezeu, tineri, băieți, fete, adulți, bărbați, femei, bătrâni, care nu se vor da înapoi de la moarte, pentru că ei au o singură dragoste, care se numește Iisus. Și atât. O singură dragoste se numește Iisus. Și pentru asta trăiesc. Biblia zice, ei l-au biruit. L-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirilor. Prin sângele Mielului, cum au biruit? Au crezut că sângele lui Iisus Hristos i-a iertat când au fost înșelați și duși la păcat. Ți-ai înțeles? Ei l-au biruit pe Satana prin sângele Mielului. Este singura modalitate prin care noi vom birui. Sângele lui Iisus Hristos ne spală de orice păcat. Pe cine nu a dus Satana la păcat? Nu avem din păcat. Unul singur nu a fost dus la păcat. Iisus Hristos. Iar mântuiții l-au biruit prin sângele Mielului. Au crezut că sângele lui Iisus Hristos se iartă de orice păcat și că îi spală de trecutul lor. Și apoi l-au biruit prin cuvântul mărturisirii. Au îndrăznit să creadă și au îndrăznit să mărturisească împotriva oricărei voci și s-au ridicat să spună despre Iisus Hristos că El este Mesia, că El este Eliberatorul, că El este Mântuitorul, că pe El îl așteaptă și că pentru El sunt gata să și moară. Noi am avut noi pe cei trei care în Valea Dura au fost gata să intre în cuptor pentru Iisus. Și de-a lungul veacului atât de mulți oameni care au rămas. Războiul din cer se continuă. Nu cu arme, nu cu săbi, nu cu scuturi, ci pe tărâmul inimii și pe tărâmul minții fiecare dintre noi. Ducem fiecare zi o luptă. Cu cine te asemeni? Cu cine te asemeni când vorbești? Cu cine te asemeni când te uiți la ce te uiți? Cu cine te asemeni când faci ceea ce faci? Cu cine te asemeni? Propuneți-vă, dragii mei, să vă asemănați cu Tata. Asta să fie obiectivul nostru, să ne asemănăm cu Dumnezeu. Nu și-au iubit viața chiar până la moarte. E, dacă ar fi să ne iubim viața cu muncă, cu extenuare, cu oboseală, cu transpirație, ar mai fi cum ar mai fi. Dar ei nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Adică nu și-au iubit viața în fața morții. De aceea găsim în Apocalipsa, capitolul 2 și cu asta închei, în perioada aceasta martirului cel mai mare, zice în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 10, Apocalipsa 2 cu 10, nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi, iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce, veți avea un necaz de 10 zile. Cât însemna 10 zile profetic atunci? 10 ani. Persecuție de 10 ani. Este pe vremea lui Dioclețian, anul 303, anul 313. Și zice cuvântul, și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Vreau să vă spun, frații mei, la final, nu va exista un timp când să spunem numai de luptat. Nu va exista un timp când să zicem am luptat destul, gata, nu mai putem lupta. Să vină Dumnezeu atât să intervină. Nu. Ci bătălia creștinului este până la capăt. Iar capătul este moartea. Pentru că despre Domnul Hristos se spune la fel. Ce că i-a iubit pe ai săi și pentru că i-a iubit, i-a iubit până la capăt. Care a fost capătul pentru Iisus Hristos? Moartea pe cruce. Credeți că de la noi se așteaptă mai puțin? Dacă Domnul vieții, dacă Domnul Universului a mers până la capăt murind pentru tine, crezi că de la noi se așteaptă mai puțin? Să știți că nu este greu să murim pentru Iisus. Dacă El este singura noastră dragoste. Dacă iubim lumea, dacă iubim pământul, dacă iubim plăcerea, dacă iubim păcatul. Să știți că totul este prin dragoste. Unii iubesc păcatul și nu renunță la el și pe viața veșnică. Iar alții iubesc pe Dumnezeu și renunță la păcat și câștigă viața veșnică. Tu alegi unde să fii. Eu vă doresc, dragii mei, să alegeți asemănarea cu Tatăl Ceresc. Vă doresc să alegeți calea mântuirii, ca să avem parte de viața viitoare. Ca Satana să fie dezamăgit în viața noastră, să fie învins. Vom fi biruiți
sau biruitori. Ei l-au biruit. Ei da. Noi, Doamne, ajută-ne să biruim.